Lumea adulților cu regulile ei stricte și neînțelese poate părea extrem de complicată pentru copii. Poate de aceea, la început de vacanță, cei mici sunt invitați în propriul orășel, un loc în care se pot juca de oamenii mari și unde au fost construite doar pentru ei diferite instituții, guvernate după regula bunei dispoziții. Primăria dă decizii doar în favoarea celor mici, banca oferă credite minorilor pentru dulciuri și jucării, poșta trimite deja scrisori către Moș Crăciun, iar televiziunea este locul unde devii vedetă de la cele mai mici vârste. Bine ați venit la orășelul copiilor! Cum te cheamă? Alexandra. Da, ce o să te faci când o să fii mare? Balerină. Balerină. Cel din urmă puișă se usucă pe aripioare și o pornește binișă. Tip, 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 tipa, tipa, tip, tipa, 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 tip, tipa, 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 tip. Adu-te piată, s-a delemat, a venit apa și l-a luat. Vom face mantul pe lândul jos, andul mai danic și mai frumos. Ține microfonul, uite-te în cameră. La palapă mă numesc și Oala Cozalesc. Gata? M-am potrivit să fi tu mami merită ca să stau și eu în ea până ea n-au plecat. Ce ți-a plăcut cel mai mult la orășelul copiilor? Televiziunea, pentru că vreau să mă... Vrei să fii în televiziune? Da. Copiii au văzut cum se lucrează la poliție, cum intervin pompierii în caz de incendiu sau cum acordă medicii primul ajutor. Ne descurcăm bine, copiii sunt receptivi și îi așteptăm la noi să le vorbim despre pastiluțe, despre diferența dintre pastiluțe și bombonele, despre vitamine și, de ce nu, despre o viață sănătoasă și despre faptul că este mai bine să mănânci fructe decât să iei vitaminele din pastiluțe. Ne simțim foarte bine și vrem să împărtășim bogăția noastră și copiilor care trec pe aici, pe la noi. Cum vă simțiți la orășelul copiilor? Foarte, foarte bine. Am zis să mai profităm așa un pic de... Suntem la o limită între copilărie și un pic de adolescență și să mai profităm puțin de această vârstă frumoasă. Tot ce vedeți în spatele meu implică multă, multă dedicare. O grupă de studenți de peste 10... Cred că chiar 10 au fost implicați în organizare, însă tot ce vedeți este susținut de mulți alți voluntari, aproape 100, dacă nu chiar mai bine. Nu pot zice că a fost ușor, însă a fost plăcut. Mereu când lucrăm copii, este o satisfacție care ne dă puterea să trecem și peste momentele mai dificile. Din câte înțeleg, majoritatea celor care vă ajută la standuri sunt voluntari. A fost greu să găsiți voluntari aceștia? Nu, pentru că noi facem parte cu toții dintr-o asociație, Asociația Studențească Amicus, și majoritatea dintre studenții care astăzi sunt voluntari aici fac parte din această asociație și prin intermediul acestea am reușit să-i contactăm mai ușor. La standul televiziunii regionale Apolonia TV, cei mici au aflat mecanismul prin care poți să ajungi pe micul ecran sau cum trebuie să procedezi dacă transmiți în direct la jurnal o știre de interes pentru public. În final, viitorii jurnaliști de la Apolonia TV au avut și un mesaj către telespectatori. Bună, mă numesc Cleopatra și astăzi am venit aici să vă spun că vă iubesc. Urmăriți la Apolonia TV. Bravo! 2, 1 și urmăriți Apolonia TV! Mulțumim! Sute de părinți și bunici au participat la cea de-a 10-a ediție a Orășelului Copiilor din Iași.